La întâlnirea din ajun au fost, în afară de membrii Asociației Polonezilor din Suceava, oficialitățile județului, iar gazda evenimentului, deputatul Longher Gervasen, a spus că întâlnirea de astăzi este un prilej de părtășie și comuniune pentru toți polonezii și prietenii acestora. A trecut un an de zile, noi ne vedem iarăși în ajun de Crăciun, masa tradițională poloneză care în fiecare an, în ajun de Crăciun, ne întâlnim în familie, fiecare dintre noi și gustăm din aceste plate împreună și de aceea Uniunea Polonezilor din România s-a gândit să facem și noi, familia poloneză, și nu numai, că sunt reprezentanți aici mai multor minorități din Bucovina, și cu autoritățile locale și cu preoții noștri care ne reprezintă. Iată că împreună suntem la această frumoasă sărbătoare și la această masă tradițională a noastră. Mulțumesc foarte mult autorităților locale, preoților, care sunt alături de noi de fiecare dată la toate acțiunile pe care noi le facem la Uniunea Polonezilor din România. La eveniment au luat parte atât președintele Consiliului Județean Cătălin Echifor, cât și prefectul Florin Sinescu, iar cuvintele lor au fost cele de mulțumire pentru toată activitatea etnicilor polonezi. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru colaborarea din acest an. S-au făcut foarte multe lucruri împreună și asta datorită unei comunicări care a existat între ceea ce înseamnă polonești din Suceava și instituțiile statului. Avem o colaborare foarte bună și la nivel de guvern și în Parlament. Sunt convins că în anul care vine, proiectele care sunt în derulare și pregătite o să aibă și finanțare. Asta înseamnă că pentru cei care trăiesc în Suceava și care sunt etnici poloneși, discutăm despre dezvoltare, despre noi facilități, despre schimburi culturale și asta o apreciez într-o manieră foarte pozitivă. V-am simțit tot timpul preocupați de viața comunității și ați reușit să faceți lucruri foarte bune, ne ținând cont de faptul că trăim și români, și polonezi, și germani, și alte minorități în Suceava. Asta e o moștenire pe care o avem din trecut, pe care trebuie să ducem mai departe. Și dați-mi voie, în final, să vă urez un Crăciun fericit și la mulți ani pentru anul care vine. Doamne ajută! Eu cred că a fost un an plin de evenimente pentru toți. Un an în care, după cum spunea și domnul deputat, ne-am întâlnit alături de dumneavoastră în comunitatea polonă și am fost totdeauna alături de dumneavoastră și cred eu că acest lucru a fost în modul cel mai constructiv, pentru că, într-adevăr, sunteți cea mai importantă minoritate din județ, aveți potențialul cel mai mare și ați făcut lucruri minunate atât pentru dumneavoastră cât și pentru întreaga comunitate, pentru că trăiți și conviețuiți în localitățile dumneavoastră, în cele mai bune, cea mai bună înțelegere cu românii. Și asta este un lucru pe care noi trebuie să-l apreciem. Sunteți un element de stabilitate în acele zone și un element care aduc un surplus de valoare în sensul în care încercăm să conservăm tot ce înseamnă tradiție, tot ce înseamnă port, cântec. Și chiar în această perioadă este Ziua Minorităților, care a fost în data de 18. Este acest spectacol itinerant care se realizează în localitățile județului, în orașe și municipii. Încercăm să aducem publicului fața lor tot ceea ce înseamnă tradițiile tuturor minorităților din județ, pentru că, într-adevăr, județul Suceava, cred că asta înseamnă o zonă de înțelegere, de toleranță, de bună conviețuire. Strânși în jurul mesei ca o mare familie, polonezii din Suceava au așteptat ca părintele decan Iosif Păuleț să facă rugăciunea de binecuvântare a bucatelor, după care cei prezenți au spus rugăciune atât în poloneză cât și în ucrainiană. Să binecuvântăm aceste oblace și apoi să le împărțim în spirit de fraternitate, ca așa-i frumos de Sfintele Sărbători. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și Domnul să fie cu voi. Și cu voi. Să ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, prin puterea Sfinților, Tu împodobești la nesfârșit biserica Ta, arată-ți bunăvoința față de noi, slujitorii Tăi adunați aici, în spirit de credință, care dorim să ne folosim cu evlavie de aceste oblate, semne ale bunătății Tale, pe care Te rugăm să le binecuvântezi cu binecuvântarea Ta sfântă în amintirea Sfintei Sărbători a Crăciunului, pentru ca noi toți să trăim în armonie, în dragoste și pace
ci să ne umplem de bucurie sfântă, de iubirea și respectarea poruncilor tale. Întărim cu ajutor de sus în viața de acum să ajungem fără de primejdie la dobândirea vieții veșnice. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Bonci vola tvoja, jako v nebe, tak i na zemi. Hleba našego povšednjego, daj nam dišaj i odpuš nam naše vine, jako ime odpuštame našem vinovajcom i ne vodi nas na pokušenje, ali nas zbav od zlego. Zdravaš, Mario. Vlaskiš pelna, Pan s Tobom, blagoslovio naše mjese nebesami, i blagoslavio novo života Tvojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, bój się za nami grzesznymi. Otče naš, koji si na nebesach, nechaj svjetlit će imja Tvoje, nechaj prijde carstvo Tvoje, nechaj bude volja Tvoje na nebi, tak na zemlje. I nas sam sušnji, daj nam sladni, proste nam provene naš, jak mi prošćajemo vinovacijam naš. I ne uvede nas u pokusu, ali bez tvoje nas i nebesa. Cuvântează și toate darurile pe care le primim de la bunătatea ta și te rugăm să le dai și la cei care nu au, prin generozitatea celor buni, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Momentul s-a încheiat cu un recital de colinde, în timp ce participanții la sărbătoarea ajunului au împărțit o platec cu cei dragi.